HC Zalău revine pe semicerc în fața propriilor suporteri după o pauză de mai bine de 30 de zile. Vineri 1 aprilie, sălăjencele primesc vizita echipei HC Dunărea Brăila, grupare aflată în careul de Aș a Ligii Naționale Feminine de Handbal. Handbal Club Zalău a revenit pe semicerc după pauza competițională de 4 săptămâni, prilejuită de jocurile de calificare ale echipei naționale la campionatul european și jocurile olimpice de la Rio, cu o înfrângere pe terenul echipei CS Rapid USL Metrou București. La numai 6 zile distanță, elevele profesorilor Elena și Gheorghe Tadici dispută pe propriul teren partida cu HC Dunărea Brăila, o echipă valoroasă aflată în primele 4 echipe ale campionatului, dar care se confruntă cu mari probleme în ceea ce privește susținerea financiară. În ciuda problemelor cu care se confruntă, gruparea de la malul Dunării continuă să joace un handbal de calitate, iar în runda de la finalul săptămânii trecute a obținut o victorie categorică, scor 31-26, pe terenul echipei Universitatea Alexandrion Cluj. De cealaltă parte, gruparea de la Poalele Meseșului a reușit contraperformanța de a pierde cu 28-21 pe terenul echipei CS Rapid USL București, grupare aflată în subsolul clasamentului. Deranjate de prestația modestă avută în capitală, sălăjencele doresc să spele rușinea din partida de la București în jocul de mâine, programat la ora 17:30 în sala sporturilor din Zalău. Înaintea partidei de mâine, HC Zalău ocupă locul 8 în clasament cu 32 de puncte, la egalitate de ocupanta locului 7, SCM Craiova, grupare care are un joc mai mult disputat. Programul complet al etapei a 23-a și rezultatele înregistrate în jocurile deja disputate. SCM Craiova, HCM Baia Mare, 21-31. ASC Corona Brașov, HC Alba Sebeș, 33-25. HC Zalău, HC Dunărea Brăila, CSM Unirea Slobozia, U Alexandrion Cluj, HCM Roman, CS Măgura Cisnădie, HCM Râmnicu Vâlcea, CS Rapid USL Metrou București, CSM Ploiești, CSM București.